Deputatul PSD, Constantin Bârcă, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că avem o guvernare austeră. De asemenea, deputatul a vorbit despre moțiunea de cenzură depusă împotriva ministrului Sănătății Vlad Voiculescu și despre activitatea din Comisia de Agricultură. Bună ziua tuturor! După cum știți, ieri deputații Partidului Social Democrat au depus moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, intitulată Incompetența și lipsa de asumare ucid Vlad Voiculescu, un pericol pentru sănătatea și viața românilor. După cum știți, această moțiune va intra în dezbatere săptămâna viitoare. Această moțiune critică lipsa evidentă de performanță a ministrului responsabil cu sănătatea, cu viața românilor. Nu a reușit să coaguleze experiența profesioniștilor, așa cum chiar dânsul a susținut că trebuie făcut pentru a prelua controlul asupra pandemiei și pentru a garanta siguranța pacienților. Pandemia COVID este în continuare scăpată de sub control. Raportările sunt haotice, strategia de testare este greșită, iar organizarea vaccinării profund deficitară. Pentru toate aceste grave probleme și pentru lipsa de viziune și de soluții, Partidul Social Democrat a depus această moțiune de cenzură împotriva ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. O altă problemă este aceea pe care Partidul Social Democrat a luat decizia de a depune un proiect de lege pentru a elimina pensiile parlamentarilor, pentru că toți trebuie să fim egali în fața legii. Știm că avem de-a face cu un buget auster, drept pentru care 7 milioane de români vor fi afectați de aceste măsuri de austeritate. Guvernarea PNL-USR Plus este o guvernare a minciunii. Nu există categorie socială care să nu fi fost mințită. Au mințit că nu taie veniturile salariaților și alocațiile copiilor și acum asta fac. Au mințit că sprijină educația și au eliminat gratuitatea pe care a ferată pentru studenți. Partidul Social Democrat denunță austeritatea impusă de guvernul Câțu și va combate tăierile pe care le-a impus. Există soluții, Partidul Social Democrat a dovedit că poate, în guvernările trecute, are soluții și pentru prezent. Probează proiectul său alternativ pentru bugetul de stat și pentru cel al asigurărilor sociale. După cum spuneam, bugetul care urmează să vină în Parlament săptămâna viitoare este unul al sărăciei, al austerității și dacă ar fi să mă refer la bugetul Ministerului Agriculturii, vă spun că acesta este mai mic cu 1 miliard de lei. Acest lucru ne îngrijorează pentru că măsurile care sunt susținute din bugetul național nu-și mai găsesc finanțarea. Nu știm dacă vor fi continuate și în acest an și mă refer aici la ajutorul pentru motorină, la ajutoarele naționale tranzitorii, la programul Tomata și, bineînțeles, ajutorul pentru lână. Ce să mai vorbim despre despăgubirile ca urmare a fenomenului de secetă severă, care nici la momentul acesta nu beneficiază de un proiect de act normativ, astfel încât fermierii să cunoască în al 12-lea ceas cuantumul despăgubirilor. Vom vedea ce se va întâmpla. Ca și activitate în teritoriu, după cum știți, sâmbăta trecută am fost împreună cu conducerea Partidului Social Democrat la biroul meu parlamentar din orașul Hliu-Gară. Acolo a avut loc inaugurarea și sfințirea biroului. Iar duminică, tot în aceeași formulă, am fost prezenți în localitatea Vasilații pentru inaugurarea și sfințirea extinderii sediului primăriei. Aceasta s-a făcut cu banii din PNDL 2, Programul Național de Dezvoltare Locală. Proiectul a fost obținut în timpul guvernării Partidului Social Democrat. Domnule deputat Bârcă, veți vota bugetul așa cum a fost controlat de către PNL sau aveți o soluție alternativă a PSD pentru un alt buget? La momentul acesta, așa cum știm că arată proiectul de buget, pentru că nu l-am văzut până acum, cu siguranță nu, dar suntem pregătiți și ca mine, cred că și colegii mei parlamentari de Călăraș, vom depune amendamente la acest buget, pentru
pentru fiecare localitate pe care noi răspundem. Pentru că nu cred că este normal să ne propunem, de fapt am înțeles că și-au propus să păstreze deficitul între 7-7,1%, iar pentru asta o să avem de-a face cu toate celelalte măsuri care ne arată austeritatea acestui buget. Mă refer la tăierile de sporul la salariații, la eliminarea dublării alocațiilor pentru copii, pensiile și toate celelalte lucruri care nu sunt în regulă. Domnul deputat, nu simțiți că a fost timpul Băsescu când se stăia cu portfelul tot? Este adevărat că la momentul acela vorbim de anul 2010, 9-10, atunci ne aducem aminte cu toții, la guvernare era tot un guvern de dreapta și parcă e un făcut și acum la fel. De fiecare dată când guvernează dreapta în România, avem de-a face cu un buget de austeritate, ca așa cum atunci s-au tăiat salariile, s-au redus din personal la toate instituțiile naționale și nu numai la nivelul consiliilor județene, la primărie. A fost o perioadă dificilă, se pare că anul acesta vom trece din nou printr-o perioadă grea.